doamnă profesor, doamnă profesorina Holdovici, e o bucurie să vă întâlnesc, să vă reîntâlnesc și aș dori să încep prin a vă mulțumi ca portavocea studenților, cred că sutelor de studenți, poate chiar miilor de studenți pe care i-ați îndrumat și cărora le-ați permis să simtă ceva din bucuria, misterul și rostul dumneavoastră, învățând implicit în felul acesta că ceea ce fac contează. Vă mulțumesc că pentru faptul că am învățat de la dumneavoastră o manieră, să-i spun, nu știu, temperat, echilibrată de a ne raporta la ceea ce putem face și ceea ce nu putem face. Vă mulțumesc pentru felul cald, uman, prin care întotdeauna v-am simțit aproape. Iar lucrurile acestea contează enorm și poate mult mai mult decât unele decorațiuni conceptuale pe care le uităm în cele din urmă. Și apoi, viața dumneavoastră este o... și felul în care ați ales un motto al emisiunii, care începe cu întâmplare. Nu ne putem controla destinul, doamnă profesor. Nu putem nici măcar cincinal să spunem ceea ce avem de făcut. Bunul simț, sub acest aspect, ar însemna să ne oferim împrejurărilor de viață, fie că suntem laureați, fie că nu, și ce rămâne în spate atunci? Ați spus perseverență. Cum v-ați raportat atunci la tot acest traseu fantastic care înseamnă destinul dumneavoastră, viața dumneavoastră? Ce ați simțit că ați făcut mai bine sau ce trebuie făcut mai bine? Dacă un copil v-ar întreba, doamne văzor, ce am de făcut în viață? Ce i-ați spune? În primul rând, îți mulțumesc pentru invitație. Pentru mine o mare satisfacție să reîntâlnesc după atâția ani un student eminent care s-a remarcat în mod deosebit în seriile de studenți la psihologie și că mă aflu aici având posibilitatea să împărtășesc câteva dintre gândurile mele. Ce e de făcut în viață? În primul rând, aș vrea să încep prin faptul că eu sunt la ora actuală cadru didactic, profesor și psihoterapeut. Deci am două linii de activitate care acum spre sfârșitul vieții se intersectează, pentru că am început să predau mai curând ceea ce încerc să fac și în practică. În primii ani de viață, mai degrabă, am predat și discipline mai abstracte, cum ar fi de pildă teoriile personalității sau psihopatologie și psihiatrie. Acum predau, în general, sisteme psihoterapeutice pe care încerc să le aplic în practică. Ce trebuie făcut? Greu de spus. Cred că trebuie să fim, în primul rând, onești cu noi înșine. Trebuie să încercăm să credem că există deasupra noastră o forță care ne trasează cumva liniile directoare ale destinului. Au fost momente în care ați realizat plenar această dimensiune transcendentă, această forță, doamna profesor? Da, deci eu sunt de religie creștină ortodoxă, dar nu sunt practicant obișnuit. Dar ați avut un duhovnic da, de marcă. Da, am avut un duhovnic extraordinar, Părintele Constantin Galeriu. Mulțumesc destinului pentru întâlnirea pe care am avut-o cu domnia sa. M-a învățat foarte multe și mai ales m-a învățat toleranța. Deci domnia sa nu s-a speriat și nu s-a mirat deloc în momentul când am spus că sunt interesată de științe orientale, de yoga, de meditație. Numai mi-a spus să fiu foarte atentă cum navighez în acest domeniu, care este totuși cumva mai îndepărtat din punct de vedere cultural, al inconștientului colectiv, de ceea ce simte poporul nostru de secole. Da. Și avea dreptate. Acum, la bătrânețe, am ajuns să-i dau dreptate și mai mult. Așa se face că ați fost
apropiată de Marius Sorin Vasilescu. Da, am fost apropiată și de Marius Sorin Vasilescu. A fost un distins profesor de yoga, care din păcate nu mai este printre noi. Eu în tinerețe am cochetat cu, și cu yoga. Da. Și ar trebui să începem de la Nineta Crainici, de fapt, da, povestea. Nineta Crainici a fost prima mea profesoară de yoga. Au mai fost și alții care, de la care am învățat multe lucruri bune. Am avut și experiențe, hai să zicem, mai puțin bune, dar cele mai multe au fost bune și interesante și oricum cred că am învățat ceva din ele. Am lucrat puțin și cu maestrul Suren Goyal, care era din India și care a fost invitat oficial în țara noastră prin anii 77-78 de către ceea ce acum ar fi fost Ministerul Sportului. Atunci am fost interpret translator și l-am însoțit în toate conferințele pe care le-a desfășurat domnia sa. Sigur că eu am abandonat la un moment dat calea asta, nu pentru că nu aș crede în ea, dar nu cred că mi s-a potrivit mie foarte bine. De ce vă spun că n-am abandonat-o decât parțial? Pentru că eu de multe ori trimit persoanele care îmi vin la cabinet, le trimit la anumite cursuri de yoga. Deci le spun să caute anumit profesor de yoga și să se ducă acolo să lucreze. Sigur, foarte selectiv. Da, da. Asanele, prin urmare, dimensiunea asanele, psihofizică? Deci exercițiile acestea fizice care se fac lent, cu concentrarea atenției, exercițiile de gimnastică respiratorie, exercițiile de concentrare și exercițiile de relaxare sunt foarte, foarte utile sănătății și eficienței psihofizice a persoanei. Și n-au nicio legătură cu codul cultural? Nu neapărat. Când e vorba de meditație, de evoluție spirituală prin yoga, acolo lucrurile se complică și eu cred că acolo e nevoie de maestri. Da, da. Deci nu oricine poate și are acces la așa ceva. Eu personal nu am reușit. Am încercat, dar până la urmă m-am oprit. Și sigur și acum am fac exerciții de respirație. Mă rog, cu asanele e un pic mai greu. Dar trimit pe cine dorește să facă treaba asta. Da. Sunt foarte multe, doamnă profesor, care îmi vin în minte legat de viața dumneavoastră și de ceea ce ne puteți împărtăși. Ați scris foarte mult. Am găsit chiar o cifră de 1000 de articole. Sunt sute de articole publicate național și internațional. Acum nu mai știu exact câte am scris și câte nu am scris, e adevărat. Ce se întâmplă? Eu sunt mai degrabă un profesor decât un cercetător. Pentru că lucrările mele sunt mai mult sau mai puțin manuale. Da. Nu am descoperit nu știu ce minune. Încerc să fac manuale după care colegii de-ai mei mai tineri să poată învăța și aplica așa câte puțin din ceea ce am învățat eu. Da, le-am spus exact rețete de bucătărie. Da. Astfel încât efectiv și în mod direct și simplu să puteți îndruma concret și da, deci nu mi s-a părut. Sigur, cercetarea e fascinantă, dar cum să spun, la noi s-a rupt ceva. În regimul trecut se mai făcea cercetare, dar evident tot fără bani și pe muncă voluntară. Pe urmă, psihologia, după cum știți, a avut niște meandre, niște coborâșuri și nu s-a mai făcut. Iar acum, când ar fi caz să se facă, iarăși se pune aceeași problemă a fondurilor. Mai ales dacă e vorba de o cercetare foarte serioasă cu aparatură. Da. E, într-un fel, mai accesibil să te perfecționezi în tehnici de intervenție psihologică, care nu presupun neapărat, știu eu ce, electroencefalograme, sigur, electrocardiograme, sau aici știu eu ce alte, destul de aproape de ceea ce se întâmplă în vest. Aparate foarte sofisticate. Ar fi bine să fie așa, da? Din păcate, probabil că asta se poate face în afară sau mai târziu. Spuneați despre vicisitudinile psihologiei în România. Și aici putem asociativ să mergem către experiența fantastică
și, nu știu, tragică și cumva comică, prin care, la un moment dat, să ne imaginăm pe dumneavoastră, un doctor în psihologie, asistent universitar, ajuns în Plafar, o echipă a televiziunii române făcând un reportaj despre Plafar și apoi remarcându-vă, nu? Dar fiind mai tânără, cu halat așa. Și cum a fost atunci? A fost foarte, da, tragicomic a fost. Întâmplător eram într-o echipă cu, eu aveam vreo 30 ceva de ani, iar colegele mele erau mult peste 45. Da. Și atunci era aproape firesc să mă găsească pe mine. Știu însă că maestru sau meșterul sau cum era șeful nostru, cum să spun, a înțepenit în momentul în care reporterul a vrut să mă filmeze și zice, nu pe tovară, așa că e doctor în știință. Da. Cred că a fost halucinant și mă pentru reporter. Mă gândeam cu groază că o să mă vadă cei din satul în care s-a născut mama și o să zic asta, a spus că a învățat ce. Și a ajuns la Plafar. Ați fost atunci decăzută din drepturile profesionale, da, nu? Da, da. Deci mi s-a desfăcut contractul de muncă cu litera 130. Care era cel, cel mai rău, ca și cum ai bătut pe cineva sau da, știu eu ce prostie ai făcut. Da. Și am fost dat afară. De la Catedra IEFS-ului unde erați. Da, ați ajuns la Plafar, Plafar și trebuie să faceți ce? Și m-am calificat la locul de muncă, în profesia de ambalator. Ambalator. Și mi-ați spus înainte că trebuia zilnic să puneți 30 de pastile într-un flacon și aveați norma de 550 de flaconașe pe zi. În cutie. Da. N-am făcut niciodată norma aceea cum trebuie, deși nu mi-am bătut joc. Am încercat să fiu serioasă, dar mulțumesc doamnelor din echipă care au fost foarte drăguțe. Și nu numai că m-au primit bine, dar m-au și ajutat. Deci după ce își terminau ele treaba, mai făceau și în locul meu treaba ca să nu rămână echipa nu. Doamnă profesor, în viață încercăm să ne controlăm traseul. În momentul în care pierdem lucruri și pierdem în mod masiv obiectele vieții noastre semnificative, simțim că ne pierde pământul de sub picioare, totul se destramă, ai senzația că lumea aceasta nu mai are o consistență, a trecut prin așa ceva? Am trecut, eu n-am înțeles niciodată exact ce mi s-a întâmplat, pentru că eu nu m-am considerat niciodată un luptător pentru sau împotriva ceva. Ați fost echilibrată? Am fost un psiholog oarecare care a nimerit, în timpul nepotrivit la locul nepotrivit. Da, da. Nu v-a afectat fundamental? Ei, ba da, m-a afectat, dar nu la modul... Eram și tânăr atunci și aveam și altă forță. M-a afectat, sigur că da, dar mi se părea atât de absurd. Da. Da. Încât am zis, asta nu poate să dureze. Și n-a durat. Adică a durat un an munca necalificată, după care am ajuns sociolog la o întreprindere de filatură, unde am mai stat un an. Da. După care lucrurile au început să se îmbunătățească pentru mine, în sensul că nu m-a mai deranjat nimeni să dau niște concursuri de posturi ceva mai bune. Am lucrat și ca logoped la un spital de copii. Oh, și cred că într-o secție în care se produceau drame. Da, da, era o secție de un spital de leucemie infantile. Vai de mine, să vezi. Și m-a marcat foarte tare. Da. Era interesant ce făceam, dar am plecat pentru că n-am rezistat psihic. Da, și m-am dus la spitalul Gheorghe Marinescu pe vremea aceea, acum Obregia, unde m-a prins revoluția. Și apoi revenit la catedră. Am revenit la catedră, dar nu la IEFS. Da. Am revenit la Institutul de Psihologie al Academiei, la Universitatea București am venit. Da. Și apoi am predat la mai multe instituții de învățământ superior. La Institutul Național de Informații, la mai multe universități particulare. Unde ați fost și decan la un moment dat. Am fost și decan la un moment dat, cât era Facultatea de Psihosociologie. Da. Deci curicula era asemănătoare cu cea a Universității București pe partea teoretică. Da, da. Am predat și la universități particulare, inclusiv la Universitatea Spiru Haret la un moment dat.
la Universitatea Ecologică, la Facultatea de Sport am predat la un moment dat, la Hiperion am predat câteva cursuri și m-am oprit la Universitatea Titu Maiorescu, unde sunt titulară până în ziua de azi. Și toate lucrurile acestea începând de la o alegere. O alegere pe care și un destin, un traseu, pe care părinții și l-ar fi dorit pentru dumneavoastră și, de fapt, reacție la un bun inginer, v-ați gândit la medicină. Cum a fost atunci? Prin ce șansă v-am avut ca profesor? Absolut din întâmplare, pentru că eu nu am dat la psihologie, cum să spun, deliberat, nici nu știam că există o asemenea profesie. Eu am fost o elevă bună, foarte bună, da. Și avem rezultate foarte bune și la științele exacte și la partea literară, la biologie. Sigur că aptitudinile mele mergeau mai degrabă către științele umaniste, unde îmi plăcea să lucrez în plus față de ceea ce se cerea. M-am dus la clasă de real pentru că așa era moda, elevii mai buni tindeau să se ducă la real, deși locul meu ar fi fost clar la uman. Părinții vreau să fac Politehnica, spun și acum că aș fi intrat, aș fi și terminat, fiind o persoană muncitoare și conștiincioasă, dar cred că țara a scăpat de un inginer prost. Nu am avut niciun fel de aptitudine tehnică și nici interes pentru așa ceva. E important ceea ce spuneți, pentru că sunt generații întregi de adolescenți care încearcă să repare sau să recupereze câte ceva din destinul părinților și merg pe în siajul lor, deși își doresc altceva. Cum a fost în cazul dumneavoastră? La mine au fost niște factori exteriori care au condus la această alegere, care a fost, repet, întâmplătoare. Eu fac parte din generația care a terminat 11 clase, ultima generație cu 11 clase. Și în clasa 11 se punea deja problema pregătirii pentru facultate. Și lucram matematică, fizică și eram extrem de nemulțumită. Eu vreau foarte tare să dau la medicină. Mama mea nu a fost niciodată de acord. Tatăl era mai degrabă pasiv, dar nici lui nu i-a plăcut ideea. Și tot timpul m-au bombardat cu ideea acelui stagiu obligatoriu la țară. Unde urma să tăiați lemne. Unde urma să mă duc așa și tot să tai lemne, să nu știu ce și zice, cum este. Sigur, eu cred că m-aș fi descurcat. Da. Cred că m-aș fi descurcat. Da. Îmi pare rău acum că n-am fost mai tenace și că n-am avut curajul să mă împotrivesc mai bine la această solicitare. Ce s-a întâmplat? Mama mea lucra ca asistent social la spital de cardiologie. Era acum situat unde e acum spitalul de ochi, oftalmologie. Și acolo era o colegă de-a mamei, o doamnă psiholog în vârstă, foarte cultivată, de origine evreiască, o femeie distinsă. Și mama a întrebat-o, am și o fată, uite, care nu prea știe, vrea medicină, noi vrem Politehnică. Și doamna respectivă a fost foarte drăguță cu mine. Mi-a făcut un examen psihologic, complet. Era una dintre puținii psihologi clinicieni, pe vremea aceea erau rari. Da. Și m-a întrebat dacă n-aș vrea eu să fac o meserie în care să cunosc oameni. Sigur, mi-a spus imediat, mi s-a părut ceva fascinant. Zic, dar cum? Unde? Și mi-a spus, uite, există la Facultatea de Filozofie, există o secție, se dă psihologie și biologie, anatomie și fiziologie. Da. Nu ți-ar plăcea să faci asta? Zic, cum să nu-mi placă? Mi-ar plăcea chiar foarte mult. Sigur că am întâmpinat o mare opoziție acasă. Da. N-au fost de acord părinții, am întâmpinat o poziție și la școală. Unde te duci? Adică ce e asta? Erați un copil reprezentativ? Da, aveați dreptul la o alegere onorabilă? Da, elevii foarte bune în școli și, cum să spun, cu note foarte mari. Și nici dirigintele, nici profesorii nu erau de acord cu opțiunea mea. Dar aici a survenit o a doua întâmplare. Și anume, m-am îmbolnăvit, că tot e acum la modă, de rujeolă, în ajun foarte aproape de bacalaureat. Ei,
cum să spun, febră mare, eram disperată, mă dădeam cu capul de pereți prin casă că eu vreau să dau examenul. În cele din urmă, cu acordul medicului de circă, cu acordul medicului de școală, am fost băgată singură într-o clasă, ca să nu infectez ceilalți copii. Da, și să nu pierdeți examenul. Da, și am dat examenul, pe care l-am luat, nu cum mi-aș fi dorit, am luat 9. Sperăm la mai mult. Ceea ce dar a fost ok. O notă mică. După care s-a întâmplat să fie în acel an, că admiterile astea nu au fost totdeauna la fel fixate. În acel an admiterile erau în iulie. Și am zis, domnule, îmi dau la psihologie, doamna respectivă pe care îi port tot respectul, nu mi-a cerut niciodată vreun ban pentru o meditație sau ceva, ci doar m-a îndrumat din proprie inițiativă, nimeni nu se putea opune la asta. Da. M-am înscris, părinții mei au crezut că o să cad la acest examen. Fiind 10 locuri. 10 locuri suplimentate cu 30, dar oricum am intrat sus, deci intram și pe 10 locuri. Ei sperau că o să cad, o să pierd examenul și o să merg în toamnă la Institutul de Construcție și toată lumea o să fie fericită. Ei, da. Nu s-a întâmplat așa. Am rămas în facultate. La început am fost puțin derutat. De ce? Pentru că era foarte multă teorie. Eu sunt o persoană mai cu picioarele așa pe pământ. Și mi se părea că se vorbește mult așa și nu prea, înclinam mai degrabă spre materiile de biologie, anatomie, fiziologie, psihologie experimentală, astea îmi plăceau mie mai mult. Am avut chiar un moment scurt de ezitare în care m-am gândit să mă transfer la facultatea de biologie, după care am renunțat pentru că mi-erau extrem de dragi colegii. Noi am avut o serie foarte bună și foarte solidară. Oameni care s-au înțeles între ei, care nu au concurat neloial, care au rămas în relații bune cu unii, chiar prieteni cu alții, cunoștință apropiată, oricum le port tot respectul și le mulțumesc că au existat în viața mea. Și după aceea au fost, în anii mai mari, au fost și niște profesori care m-au, cumva m-au orientat. Poate pe primul plan aș pune pe profesor dr. George Ionescu, profesorul nostru de psihiatrie și psihopatologie, un fermecător cadru didactic, foarte sever de altfel, dar încântător la predare, care ne-a dus la practică în spitalul actual Obregia, ne-a arătat bolnavi, ne-a arătat cum se lucrează cu bolnavii, ne-a insuflat și dragostea pentru psihologie, pentru psihoterapie, domnia să avea dublă licență. Și practic, deși era o personalitate dificilă, m-a marcat foarte mult în profesie, deci m-a făcut să îndrăgesc această profesie și să-mi doresc să fiu psiholog clinician. Sigur că la repartizare nu s-a... Ați fost șef de promoție? Am fost șef de promoție. La repartizare nu ați avut posibilitatea nu să mergeți? Nu era niciun post de psiholog clinician direct atunci. Erau posturi mai degrabă... Era unul, dar nu cred că n-am realizat eu că m-aș fi putut interesa la Institutul de Expertiză și Recuperare a Capacității de Muncă, dar nu mi-am dat seama că e de psihologie clinică. Și am ales totuși un post de învățământ superior la Catedra de Psihologie a Sportului la IEFS. Da. Și aici a început acest alt traseu al dumneavoastră. Alt traseu al meu și aici iarăși am o figură emblematică pentru mine, un om căruia port respect și dragoste din tot sufletul, profesorul Mihai Puran. Pe vremea aceea era prorectorul institutului, era unul dintre întemeitorii psihologiei sportului în Europa, unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți, membru al Federației Europene a Psihologiei Sportului în multe legislaturi. For în care dumneavoastră ați un mandat. Am avut și eu un mandat în Federația Europeană de Psihologie a Sportului, dar domnul profesor a fost întemeitorul acestei organizații. Domnia sa, din fericire, se mai află în viață și ultima dată când l-am auzit era încă activ. M-a învățat foarte multe, era un om foarte serios, foarte corect,
Și practic am avut ce să învăț, mai ales pe linia aceasta didactică am avut de învățat de la el. Cumpăna mea a apărut după vreo 3 ani de catedră. Mie mi-era ușor să fac seminarii la aceste discipline, că studiam bibliografia, studiam cursurile și, mă rog, știam să activez studenții, nu era nicio problemă. După 3 ani, la un moment dat a venit la catedră solicitarea ca psihologii să se implice în activitatea loturilor olimpice. Ca un fel de ordin, cum era pe vremea aceea. Știți că nu prea puteai să zici că nu-ți place. Și ne-am trezit cu o ședință că trebuie să mergem la lotul, să facem ce să facem. Apar, n-aveam ce aș putea să fac. Știam eu cum e cu pregătirea psihologică pe hârtie. Da. Nu știam nimic concret. Și am început să caut în dreapta, în stânga, ce aș putea eu să fac, încotro să mă îndrept. Și atunci am nimerit la Institutul de Științe Pedagogice și Psihologice, la domnul profesor Vladimir Gheorghiu, care din nefericire nu mai este printre noi și care m-a învățat foarte multe lucruri practice. La început m-a învățat relaxare, după care, după ce a văzut că pot să fac asta, m-a învățat inclusiv hipnoză. Cu relaxarea m-am ajutat foarte mult la sportivii de înaltă performanță, pentru că erau tehnici din acestea de refacere după efort, tehnici de antrenament mental pentru reducerea tracului precompetițional și a funcționat. Cred că cele mai bune rezultate le-am avut la lotul olimpic de tir. De ce le-am avut bune? Pentru că și materialul uman era excelent. Deci domnii aceia erau băieți foarte, foarte inteligenți și înțelegeau foarte repede despre ce e vorba. Da, și țin minte Corneliu Ion, foarte bun. De o inteligență remarcabilă. Da. Și mai aveam și avantajul că genul acesta de tehnici le aplicau și sovieticii atunci. Și cumva erau recunoscute și acceptabile. Nu pomeneam de hipnoză, dar pomeneam de antrenament mental, pomeneam de antrenament psihoton. Deci astea erau după manualele rusești. Doamna profesor, antrenamentul mental, în ce constă și, mergând mai departe, se spune că în anumite condiții noi nu putem face diferența dintre realitatea obiectivă și realitatea internă. Ei, diferență putem face, dar există o lege care spune că cele ce sunt cele de jos sunt la fel ca cele de sus, și invers. Ce se întâmplă? În momentul în care noi ne reprezentăm, să zicem, o mișcare și dacă conectăm acel subiect la aparatură, de laborator, electroencefalogramă, electrocardiogramă, pneumogram, reflex electrodermal și alte asemenea aparate, ceea ce arată aparatele este că se produc aceleași unde și atunci când omul gândește mișcarea, ca și atunci când o face efectiv. Da. Aplicația imediată este simplă. Dacă cineva, un sportiv, se accidentează, el, în loc să stea în aparatul gipsat să se uite la televizor de dimineață până seara, ar putea să facă 2-3 ședințe în care să-și repete în minte proba. S-a constatat, în special americanii și japonezii, că recuperarea în asemenea condiții se face mult, mult mai repede. Prin extensie, acest antrenament mental poate fi extins și la acest teribil trac precompetițional. Mulți sportivi sunt minunați în antrenament, dar când e vorba de competiție cu miză, clachează. Și atunci se poate antrena mental, știu eu, ecranarea față de factor de influență exterioară, încrederea în sine. Și mai mult decât atât, pe același principiu, se poate merge și la nivel de psihoterapie. Da. Pentru că tot un antrenament mental este și ceea ce noi psihoterapeuții denumim desensibilizare sistematică în cazul fobiilor. Da, da. De pildă, dacă vrem să tratăm o fobie de zbor cu avionul, noi îi sugerăm subiectului să își imagineze secvențe dintr-un zbor. Da,
bucățică cu bucățică, sigur stabilită după niște reguli foarte clare. Și pe măsură ce antrenăm acest lucru, se cerem să facă și în practică. Au apărut acum multe simulatoare, dar accesul la aceste simulatoare este în general mai greu, deși probabil că viitorul le va da câștig de cauză. Dar eu, ca orice persoană de modă veche, cred mai mult în relația face-to-face. Pentru că în momentul în care lucrez cu un om și nu cu un computer, este altceva, este un fel de vibrație care circulă între cei doi și care optimizează cumva comunicarea terapeutică. Revenind cumva în aceeași ordine la figura specială a profesorului Vladimir Gheorghiu, știu că rămăsese la un moment dat în clădirea Institutului ecou vocii domniei sale, spunând negii dispar din ce în ce mai mic. Ei, domnul profesor Gheorghiu a fost o personalitate foarte interesantă și carismatică. Domnia sa a avut șansa să fie bursier Humboldt și a învățat în Germania. Unde, de altfel, a și revenit. A și revenit, pentru că a avut necazul și domnia sa cu meditația transcendentală. Deși și se opusese... El s-a opus săracul, dar, cum să spun, a nimerit în treaba asta. Și era căsătorit cu o cetățeană germană și pe chestia asta a reușit să plece și acolo și-a desfășurat ultimii ani de activitate. Foarte carismatic, foarte puternic, foarte creativ, cu mult umor. Însă nu era ușor de lucrat cu profesorul Gheorghiu, pentru că era genul de șef care te suna la 12 noaptea și spunea: n-ai terminat de prelucrat datele, n-ai făcut cu tare lucru, nu e bine așa. Și atunci trebuia să fii tot timpul pe fază. Dar el și oferea foarte mult, deci ne-a învățat. Și sunt și colegi de ai noștri care au învățat de la domnia sa. L-aș cita pe domnul profesor Ion Dafinoiu de la Iași, care este actual președinte al Colegiului Psihologilor din România, care este un foarte talentat hipnoterapeut și care a învățat cam în aceeași perioadă, a început activitatea tot la acel institut. Da. Oare cât putem și cum putem să ostoim înscrisul traumatic din noi înșine, chiar transgenerațional? Vorbeam la un moment dat de cauze și efecte în viața noastră. Câtă putere, profesional vorbind, avem asupra clienților sau pacienților noștri? Spre ceva, îi mai reparăm puțin, dar nu putem trece dincolo. Vedeți, cum să spun, noi nu avem puterea asupra pacienților, ci avem doar puterea de a-i ajuta să se ajute singuri. Da. Din cauza asta, psihoterapia, eu practic un sistem de psihoterapie de durată ceva mai scurtă, o să vă spun și în ce constă, și în general funcționează cam în proporție de 65%, 70%, dar funcționează în primul rând la acei clienți care sunt foarte motivați și care sunt hotărâți să lucreze asupra lor. Și nu să fie receptor pasiv. Nu să stea în spinarea unui terapeut, să sufle peste ei. Mulți ar vrea asta. Și eu făceam totdeauna comparația cu domnișoarele care vor să slăbească, dar nu se duc la sală și continuă să mănânce ciocolată în neștire. Ei, nu merge așa. Eu personal nu știu să fac minuni. Eu sunt un om obișnuit. Cunosc niște tehnici, mai bine sau mai puțin bine, încerc să le aplic din cauza experienței, de regulă funcționează. Dar nu știu eu să fac o transă miraculoasă și omul se trezească fără niciun fel de problemă. Așa ceva îmi pare rău, dacă cineva așteaptă așa ceva de la mine, este greșit îndrumat. Nu pot asta. De asemenea, nu funcționează tehnicile acestea terapeutice la persoanele care au tulburări psihice majore. Sau cel puțin pot fi un adjuvant. Cum ar fi schizofreniile, depresia majoră, boala afectivă bipolară,
paranoia, deci aceste boli care sunt cumva de cauzalitate genetic-biochimică. Acolo tratamentul medicamentos este prioritar. Și psihoterapia merge cumva, mai ales în fazele de remisiune. Eu le spun totdeauna elevilor mei că acestea sunt defecte de hard și nu de soft. Da. Și, în general, evit această categorie de pacienți dacă nu sunt sub control riguros psihiatric. Da, da. Foarte important faptul că în abordarea dumneavoastră lucrurile arată integrativ și cred că abordarea integrativă care nu decupează și taie artificial lucrurile e un exercițiu pe care e necesar să-l facem. Da, eu aplic acum, cum să spun, o metodă, hai să zicem, combinată. În sensul că nu la toți pacienții aplic toate aceste tehnici. Baza este terapia cognitiv-comportamentală, care este o terapie, dacă vreți, rațională, în sensul că pornește de la ideea că nu atât împrejurările de viață, cât maniera în care noi le interpretăm, ne creează stări psihice negative și comportamente dezadaptative. Cu alte cuvinte, este terapia sticlei pe jumătate plină. Deci ideea e să privim lucrurile la o manieră realistă. Nu neapărat gândire pozitivă, dar gândire realistă. Nu o să-i spui cuiva, vai ce bine că te-a părăsit prietena. Da. Poți să-l înveți să-și spună, domnule, e rău că m-a părăsit prietena, dar nu e chiar un dezastru. O să mai găsesc la un moment dat o persoană potrivită. Da. Ei, aceasta ar fi baza. Folosesc mult hipnoza clinică, care mie îmi place, mi-e foarte dragă și dacă pot, o folosesc chiar mai mult. Sigur, hipnoza pe o plajă mai largă, pentru că sunt clienți cu care folosesc doar relaxare și antrenament mental, ce am vorbit înainte. Cu alții pot folosi chiar o transă mai profundă. Dar, de ce spun dar? Pentru că nivelul de hipnotizabilitate al oamenilor este foarte diferit. Sunt unii care sunt foarte puțin sau deloc hipnotizabili, alții mediu și alții înalt hipnotizabili. Da. Și atunci se mai pune și problema motivației pentru hipnoză, pentru că, în general, oamenii vin la hipnoză cu expectații foarte nerealiste. Sunt două tipuri de expectații. Fie își închipuie că hipnoza este un fel de magie, un panaceu universal și rezolvă absolut tot și în absolut orice condiții, fie, dimpotrivă, se tem de hipnoză, că au citit ei că e controlul minții, că terapeutul ia în stăpânire și că o să devină niște zombi și o să-și piardă voința. Fals și asta. Sau mai mult, unii chiar cred că o să mă mai trezi din hipnoză. Și asta este fals, pentru că dacă lași un subiect hipnotizat așa, el se intră în somn natural, se trezește singur, bine mersi. Deci nu se întâmplă nicio nenorocire. Aceste expectații nerealiste fac ca hipnoza să fie dificil de aplicat. Trebuie să explicăm foarte mult subiectului că nu e ce crede el. Da. Este doar o stare modificată de conștiință, care presupune activarea emisferei cerebrale drepte, unde alfa cerebrale, și relaxare profundă. Deci să nu aștepte să nu mai știe de ei, să știu eu, să fie duși de pe lumea asta. Da. Și mai aplic anumite elemente, când e cazul, nu direct în cabinet, poate, mai ales sub forma temelor pentru acasă. De pildă, aplic elemente de gimnastică respiratorie din yoga. Mai ales respirația abdominală cu expirație prelungită, mai ales în controlul anxietății și atacurilor de panică. Expirație este prelungită expirație. Cu expirația, da. Nu până la a dubla. Poți să și dublezi, acum depinde cât e, da, că dacă e 2-4 e ok, dacă e 3-6 e ok, 4-8 merge, dacă începem să mergem mai departe pot dificil apărea probleme. Da. Îl învăț pe cel care dorește acest lucru în cabinet și urmează să lucreze asupra sa în
acasă ca temă pe temă de casă. Doamna profesor, mai avem 5 minute din păcate și v-aș propune să mergem cumva în zona lumii actuale, nu neapărat poate ceea ce simțim și trăim în București, în România, ci în genere. Mă gândeam, există forme de patologie socială, desigur. Cum vedeți și cum simțiți observând acest, nu știu, peisaj încărcat? Ce mă deranjează și mă face să sufăr cel mai tare este această agresivitate extremă, dorință de răzbunare, acea aplicare cu foarte multă tenacitate a principiului să moară capra vecinului și această goană exagerată după bunuri materiale. Sigur, nu e nimic rău să ai un standing bun, ridicat, dar nici să faci orice numai și să încalci pe cadavre numai ca să te îmbogățești. Cred că aici este un vid, cum să spun, filozofico-religios. De ce? Pentru că religia creștină a slăbit, din păcate, și, mă rog, e un subiect foarte complicat, n-aș vrea să intrăm în amănunte de ce s-a întâmplat asta. Religiile orientale nu au reușit, poate la ei acolo, să cuprindă mase mai mari de oameni. New Age-ul, iarăși, nu s-a dovedit a fi ceea ce trebuie. Iar ideologiile astea utopice s-au dovedit a fi nefuncționale. Și oamenii nu au, practic, ideal. Da. Aici e problema. Nu știu cum s-ar putea rezolva, dar asta e problema. Și mai e încă ceva, cu asta poate aș vrea să închei. Vedeți, în Evanghelie este o parabolă cu femeia păcătoasă. Da, deci iudeii se pregăteau să ucidă cu pietre o femeie care a păcătuit. Și Domnul nostru Iisus Hristos a venit și a zis: care ești fără păcat, aruncă prima piatră. Toți au plecat și Iisus s-a întrebat: ei, unde sunt părâșii tăi, femeie? Deci cine suntem noi să judecăm? Sigur, ne asumăm o anumită responsabilitate. Există și niște organe care trebuie să facă dreptate. Dar pe de altă parte, cum să spun, cred că noi ne grăbim prea tare să judecăm aproapele nostru, să îmbârfim, să-l criticăm, să interpretăm acțiunile. Pentru că, așa cum foarte bine ați spus când discutam înainte de emisiune, viața oamenilor este contextuală. Sigur, în cazul unui criminal, violator, celui care delapidează sume foarte mari de bani, lucrurile sunt evident clare la nivel de intenție. Dar nu totdeauna vinovățiile sunt așa de limpede și ușor de stabilit într-o anumită situație. Cred că ar trebui să fim un picuț mai prudenți în treaba asta. Sigur, e o părere personală. E o invitație, cred că, de mare importanță în a privi în interiorul nostru de câte ori simțim nevoia să împărțim vinovății și să ne considerăm mult mai apți de a judeca decât... Deci cine sunt eu să... Nu suntem fără păcat, nimeni nu e fără păcat. Nimeni nu este fără păcat. Și lucrul acesta ne face mai puțin păcătoși, văzând în sine că până la urmă e o dimensiune. Problema este, se zice că omul deștept nu repetă aceeași greșeală. Da, și cu toate astea se pare că popoare întregi de oameni mai puțin deștept, să spunem, repetând și repetând. Doamnă profesor, vă mulțumesc în mod deosebit pentru atmosfera pe care ați generat-o aici, în studio. Mă bucur să simt că există educația implicită dincolo de cuvânt, dincoace de cuvânt, de fapt, prin ceea ce suntem, prin ceea ce sunteți dumneavoastră, și cred că prezența dumneavoastră în sine, în variile instituții și locuri, nu a făcut decât să genereze efecte prin faptul că destinul nostru ne pune exact acolo, cred, unde suntem. Poate cu asta încheiem. Karma sau cauză și efect poate fi în definitiv o realitate explicabilă?
Eu cred că da. Acum, cum să spun, nu știu dacă cred, aș vrea să cred. Da, ar fi o posibilitate. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă profesor. Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut o reală plăcere.